numesc Radu Drașovean, sunt actualmente medic primar cu specialitatea chirurgie generală. Am urmat Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, după care rezidențiatul în centrul de Cluj. M-am specializat în afară. Am lucrat un an jumate în Germania, într-un centru de chirurgie viscerală și chirurgie a obezității morbide și 6 luni în Bruxelles, în Belgia, la un centru de chirurgie hepatică și transplant hepatic. Domeniile mele de interes sunt reprezentate de chirurgia generală, chirurgia viscerală și partea de abord minim-invaziv, de chirurgie laparoscopică. Chirurgia minim-invazivă sau chirurgia laparoscopică, dacă ne referim la abdomen, a început cu prototipul care a fost colecistectomia. Practic, în locul unei incizii clasice, care presupunea durere postoperatorie mai mare și complicații, mai ales complicații de plagă mai multe, și o recuperare mai lentă, s-a trecut la această chirurgie prin niște incizii mici, care dau vindecare mai rapidă și mult mai puține complicații. Pacientul se mobilizează mai repede, are nevoie de mai puțin antialgic, recuperarea, reintarea în câmpul muncii este mai rapidă. Aici, în spitalul Medicover, se poate utiliza acest tip de intervenție chirurgicală minim-invazivă, având toate dotările de care avem nevoie și neavând niciun fel de limitare de ordin material. Echipamentele pe care le avem, instrumentarul pe care îl avem, ne permite să facem o mare parte din operațiile digestive pe cale laparoscopică, pe cale minim-invazivă. Defectele parietale, în principal, se referă la hernii. O parte din ele sunt congenitale sau câștigate pe parcursul vieții, anumite puncte slabe în peretele abdominal, cel mai frecvent hernia inghinală, urmată de hernia umbilicală și alte hernii mai rare, hernii spigheliene și hernie epigastrice de linie albă și așa mai departe. Și o altă categorie sunt cele care apar după intervențiile chirurgicale, ceea ce numim eventrația postoperatorie sau hernie incizională. Toate aceste sau mare parte dintre ele, în special cele care sunt primare, care hernia umbilicală, hernia inghinală, la ora actuală se indică tratamentul pe cale laparoscopică. Se folosesc aceleași principii ca și în chirurgia clasică, respectiv utilizarea protezelor, a plaselor, pentru întărirea peretelui abdominal, avantajul fiind abordul, care din nou presupune incizii mici, vindecare rapidă, recuperare rapidă, și durere postoperatorie cât mai mică. În general, herniile se pot trata la ora actuală chiar și în chirurgia de zi. Pacientul vine dimineața, se internează, se face operația în aceeași zi și după masa, seara, poate fi externat. Durerea postoperatorie este mică, complicațiile sunt foarte puține și aici, din nou, laparoscopia are un avantaj major. Afecțiunile tiroidei, într-adevăr, sunt foarte frecvente. Trăim într-o zonă endemică pentru gușa multinodulară, deficitul de iod, la ora actuală mai puțin datorită alimentației care include sarea iodată, dar în continuare există foarte mulți pacienți care au probleme cu glanda tiroidă, fie funcționale, hipertiroidism, fie de natura degenerativă, gușa multinodulară, sau chiar de natură neoplasmică, neoplasmele tiroidiene. Acest gen de intervenții se pot face cu succes în acest spital. Este o patologie care se tratează relativ simplu cu utilizarea măririi optice a lupelor operatorii, care cresc siguranța actului operator, recuperarea este rapidă. Al domeniu de interes pentru mine în chirurgia endocrină reprezintă chirurgia glandelor suprarenale. Este un alt domeniu unde chirurgia minim-invazivă s-a impus ca și standard de tratament în ultimii ani sau în ultimii zeci de ani. Intervenții chirurgicale care se fac prin incizii mici și care rezolvă problema de genul feocromocitomelor, adenomelor de glandă suprarenală. Cam asta este patologia endocrină în mare care putem să o operăm în acest spital.